Joi 9 mai de la ora 17 la Biblioteca Municipală Radu Roseti din Onești a avut loc vernisajul expoziției de pictură Regăsirea, ce poartă semnătura talentatei artiste Teodora Pașcu. Evenimentul s-a desfășurat în spațiul expozițional al Bibliotecii Oneștene. Mi-am amintit de alte cuvinte care au sădit în sufletul meu pe vremea când eram elevă și studentă mai târziu din partea unui ilustru profesor pe care l-am avut și care mi-a spus la un moment dat că atunci când dăm de greu, salvarea ne poate veni din literatură, din poezie, din lectură, din artă, din pictură. Astăzi îmi revine onoarea de a rosti câteva cuvinte legate de primul pas expozițional Teodorei intitulat metaforic Regăsirea. Firește, primul pas este însoțit de emoția unui artist venit într-o lume atât de vastă cum este cea arte. Am spus artist, dar pentru că Teodora este un adevărat artist, un artist în adevăratul sens al cuvântului. Cântă dumnezeiește, transpune în culori viața, toate formele ei, cum se poate vedea, și, poate că nu știați, scriu și poezie. În expoziția de astăzi, gândurile și trăirile ei capătă consistență și se arată în forme încărcate de emoții și culoare. Nota dominantă a lucrărilor, așa cum titlul o sugerează, este regăsirea, o regăsire a echilibrului, a liniștii, ce proclamă iubirea ca factor de rezistență. Lumea Teodorei este o lume plină de sevă și de căldură. Până la urmă, demersul ei artistic se convertește într-o invitație de a privi în jur bolii lumii, cu dragoste în această călătorie neprețuită care este viața. Așadar, vă invităm să încercați să vă pierdeți și să vă regăsiți, deopotrivă, în lucrările sale. Nu întâmplător, ele nu poartă în lume. Dumneavoastră, după ce le veți privi, veți găsi cuvintele care definesc cel mai bine aceste poeze. Și voi încheia cu câteva versuri ale autoarei, izvorâtă din preaprinul ei sufletesc și din iubirea care o mirozește. Am plâns și m-am ascuns de neajuns și m-am convins că sunt de neatins. În atins, chiar m-am desprins de zâmbete, de suflete. Dar mi-am găsit în șevalete buchetele, secretele și sentimentele. Sunt foarte bucuros să mi s-a schimbat numele. Acest lucru mă va scăpi pe urmă de alte explicații, în cazul în care, după ce vă vorbi aici, eu nu v-am mai vrea să mai vorbească cu mine. Dar aceasta este o discuție pentru o altă dată. Eu vreau să vă mărturisesc că nu știu mai nimic despre artă. Dar în același timp știu că a existat o mare dezbatere cu mii de ani în urmă dacă artistul ar trebui să reproducă ceea ce gândește, ceea ce simte, sau ar trebui să reproducă ceea ce este în jurul său. Mai știu că arta este un mod extraordinar de a comunica. De ce este atât de eficient? Pentru că se adresează subconștientului nostru. Ne vorbește prin emoții și de obicei, fără să ne dăm seama, percepem acel mesaj. Și mai știu că arta este un mod de comunicare, de dialog. Mai întâi de toate, vorbește artistul el însuși. Și după aceea, comunică ceea ce găsește cu ceilalți din jur. De rest, am zis de multe ori și eu. Numai că m-am uitat la aceste tablouri și mi-am dat seama că nu o mai știu pe Teodora. Pentru că am descoperit cu totul și cu totul un alt om, un om care era mult mai complex
decât mediul în care l-am cunoscut. Apropo, eu vin din administrație, acolo noi vorbim cu tipare, cu cuvinte seci, trebuie să fim înțeleși, la un moment dat nu mai înțelegem nici noi ceea ce scrim, dar astea sunt detalii. La fel este cu totul și cu totul altceva. Și vreau să-i mulțumesc că mi-a dat șansa să cunoaștem mai bine acest concept de regresie, pentru că ea, spre deosebire de alți artiști, și-a tratat opere și atunci, putem vedea o evoluție. M-am uitat și chiar am vrut să fiu foarte atent aici și am văzut că la început, în anul 2022, sunt futun. După aceea am văzut că sunt peisaje, dar nu foarte clare. Apoi încep să se definitiveze formele și pe urmă încep să apară culorile. Din ce în ce mai vii. Iar la urmă, ceea ce pe mine m-a fascinat și am spus că sunt foarte optimist, am văzut că în ultimele două tablouri din luna aprilie a acestui an apar păsările care își deschid aripile și se îndreaptă către învălcinirea cerului. Temu cumva vrea să-mi transmită un mesaj, nu știu dacă este cel pe care îl trăiesc eu, dar sper să fie unul corect, și anume faptul că fiecare dintre noi suntem actorii principali ai poveștii noastre de viață. Și ca orice actor, ca orice erou, plecăm la un moment dat la un drum, nu știu unde ne va duce. Acel drum este împresurat cu aventuri care ne transformă, cu oameni care ne ajută, cu oameni care ne împiedică. Dar până la urmă, eroul din noi izbutește să ajungă undeva, iar acel undeva este mai bine decât punctul de unde a plecat. El este transformat. La timpul m-a fascinat că se numește această expoziție regresie. Înseamnă că ea cumva s-a găsit. Pe urmă a plecat într-o altă aventură, de unde s-a întors și iarăși a revenit la punctul de unde a plecat. Numai că, de data aceasta, ea este transformată. Nu mai este aceeași cu cea care a plecat cumva la drum. Iar acest lucru este, de fapt, din punctul meu de vedere, o invitație, dar și noi să le regăsim și să mergem pe mâna ei, să împărățișăm culorile, să împărțișăm formele și să ne dăm seama că arta este ceva ce purtăm fiecare în noi, dar trebuie, la rândul nostru, să le descoperim, să le regăsim. Îți mulțumesc pentru această invitație. La meditație, la regăsire și mai mult decât atât, abia aștept următoarele momente în care se constat că iar mă reconosc. Felicitări și mulțumesc mult!